În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, iată-ne aflați pe calea postului, în drum spre slăvitul praznic al Învierii Domnului, moment de adâncă înălțare sufletească și totodată de înnoire lăuntrică pentru fiecare dintre noi. Pentru că perioada aceasta a postului, prin complexitatea rugăciunilor, a imnelor liturgice, care se cântă și la stradă, mai mult ca oricând, ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să medităm mai mult asupra vieții noastre, să coborâm în adâncul sufletului nostru, în fântâna, în acea parte tainică despre care Sfântul Apostol Pavel spune că este omul tainic al inimii. Acolo de unde vine și bunătatea și răutatea. Acolo de unde vine adeseori și iertarea și neiertarea. Acolo de unde izvorăște și dragostea și ura. Acolo de unde și unde găsim ca oameni și ne regăsim noi înșine ca făpturi zidite după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în această perioadă, zic de post, Biserica a rânduit, iată să ne împărtășim seară de seară din cuvânt. Spune Părintele Cleopa că sunt mai multe feluri de împărtășire ale omului. Ne împărtășim cu Dumnezeu prin imagini. Atunci când privim o icoană, ne împărtășim de harul pe care acea icoană îl revarsă peste noi. Este vorba despre persoana care se revarsă din acea icoană. Ne împărtășim apoi cu Dumnezeu prin rugăciune. Orice cuvânt pe care îl rostim este în fapt, în ceas de rugăciune, este în fapt Dumnezeu care se roagă în noi. Nu sunt cuvintele noastre, sunt cuvintele lui Dumnezeu care ne hrănesc pe noi. Ne cuminecăm apoi să ne împărtășim în mod desăvârșit cu Sfintele Taine, cu trupul și cu sângele Domnului. Este cea mai deplină împărtășire. Dar ne împărtășim de Dumnezeu și prin cuvântul Sfintelor Scripturii. Prin cuvintele acestea pe care, iată, noi le rostim seară de seară, pe care noi le aducem înaintea dumneavoastră și le punem în sufletele dumneavoastră. Vi le oferim ca hrană, ca hrană duhovnicească. Spuneam că, mai mult ca oricând, vedem că se citește foarte mult la stradă din Sfintele Scripturi. Toate acele paremii care se citesc acolo, toți acei psalmi, nu sunt altceva decât fragmente din Sfânta Scriptură. Și ne aduc nouă aminte celor de astăzi, de primele viacuri creștine. Aceste lecturi erau rânduite în această perioadă a postului mare pentru cei care urmau să se boteze, pentru catehumeni. Pentru ei erau rânduite să fie deprinși, cum spune Sfântul Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel, episcopul Timotei,
cum spune El, zice, să vă hrăniți cu Sfintele Scripturi. Iată, de aceea aceste texte sunt rămase de atunci, din acea perioadă, când cei care se pregăteau pentru a îmbrăca haina creștină, trebuiau mai întâi să învețe Sfintele Scripturi, Sfintele Învățături. Dar ei primeau aceste învățături nu numai ca o hrană pentru minte, nu numai ca să cunoască Scriptura, ci primeau aceste Scripturi ca hrană pentru suflet. Se hrăneau duhovnicește cu ele. Cuvintele acestea pe care și noi, iată, de care și noi ne împărtășim, ne hrănesc duhovnicește. Noi nu ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ne hrănim cu o mâncare, noi asimilăm acea mâncare. Dar când ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu ne asimilează pe noi. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi izvor de viață, dădător de viață, izvor de putere, izvor de credință, izvor de nădejde. De aceea, în această perioadă, iată, ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu mai mult ca în orice altă perioadă din an. Pentru că este firesc să fie așa. Sărăcim oarecum din punct de vedere alimentar. Pentru că postim. Dar iată că nu e o sărăcire, ci o îmbogățire. Pentru că Biserica ne dă o altă hrană. Hrana Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea și zice Mântuitorul Iisus Hristos, nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot Cuvântul care vine de la Dumnezeu. De aceea, iată, ne hrănim în această perioadă, chiar dacă este o perioadă de abstinență, de renunțare, este totuși o perioadă de belșug. Pentru că avem nevoie de aceasta. Nu ne hrănim fizic, dar ne hrănim spiritual. Și pentru că perioada postului este o perioadă de multe renunțări, avem nevoie de mai multă hrană duhovnicească. Pentru că, așa cum trupul, atunci când depune un efort mai mare, are nevoie de o hrană mai susținută, alimentar vorbind, așa și sufletul, împreună, iată, cu trupul, când pe calea postului, prin multă rugăciune, prin postire, fiecare după cât poate, o zi, două, o săptămână, iată, avem nevoie de mai multă hrană sufletească. De aceea, iată cum Biserica ne cheamă să ne adăpăm din izvoarele Cuvântului Dumnezeiesc. Și așa cum spune Sfântul Efrem Sirul, despre care câteva cuvinte aș vrea să vorbim în această seară, cum spune Sfântul Efrem Sirul, Biserica ne cheamă la pășturile sale duhovnicești. De aceea și cuvântul pe care îl propovăduim, și cuvântul pe care, lectura pe care o faceți acasă, fiecare, nu este altceva decât o pășune duhovnicească. O hrană pentru sufletele noastre. De aceea, iubiți credincioși, este bine ca această hrană pe care venim să o primim să rodească din noi. Căci dacă nu rodește în noi, înseamnă că nu ne-am hrănit. Fie că noi, cei de aici, nu am reușit să vă oferim, așa cum se cuvine, hrana potrivită, fie că s-a întâmplat așa cum știți dumneavoastră, la țară, când primăvara, până când nu dă iarba prea din belșug, animalele ies la păscut și de multe ori vin acasă flămânde, pentru că nu au ce să mănânce. Să nu rămânem și noi pustiți, flămânziți, ci fiecare să ne împărtășim de cuvânt, să luăm cu noi Cuvântul lui Dumnezeu, care este cuvântul vieții, ca rodind în noi acest cuvânt, să ne putem împărtăși în mod
mod deplin cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, despre care s-a vorbit serile trecute. De aceea am intitulat această seară Să postim împreună cu Sfântul Efrem Sirul sau Pe calea postului împreună cu Sfântul Efrem Sirul. Cu siguranță că ați auzit despre Sfântul Efrem Sirul, mai ales în perioada aceasta a postului mare. De altfel, din păcate, este singura perioadă în care vorbim despre acest Sfânt Efrem Sirul. Și noi știm despre el atunci când în fiecare zi. Pentru că în fiecare zi, în această perioadă din postul mare, se săvârșesc ceasurile, slujba ceasurilor. Iar la slujba ceasurilor, în slujbele ceasurilor, se află o rugăciune. O rugăciune care este atribuită Sfântului Efrem Sirul. Și rugăciunea sună așa: Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvie al grijii de multe, al iubirii de stăpânire, al grăirii de șer, nu mi-l da mie. Și apoi face numetare. Și zice mai departe: Iar Duhul curăției al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slujitare. Apoi zicem în final: Și Doamne, așa dăruiește mie, să văd greșalele mele, să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecea. Cât de frumos! Dacă am împlini numai cuvintele acestea, ar fi destul, poate, pentru a fi cu adevărat pe calea aceea pe care ne cheamă Dumnezeu. Ei, iată de unde știm noi despre Sfântul Efrem Sirul. Nu voi vorbi despre această rugăciune în seara aceasta. Și aș vrea să vă spun că acest Sfânt Efrem Sirul, așa cum este și numele, este un sfânt trăitor în viacul al IV-lea. S-a născut în anul 307 și a murit la 373. Era originar din Siria. Ați tot auzit dumneavoastră pe la televizor despre luptele, despre conflictul acela din Siria, din zilele noastre, despre atrocitățile și crimele care se petrec astăzi acolo. Acolo s-a născut Sfântul, într-un oraș numit Nisibe. În Siria. Iată că, la vremea respectivă, orașul acesta era cu preponderență, la un moment dat, oraș creștin, mai apoi iarăși a trecut sub mâna perșilor și așa mai departe, a trecut prin faze diverse. Dar Siria, mai ales la vremea aceea, este leagănul a ceea ce numim noi imnografie ortodoxă, imnografie creștină. Adică la ce mă refer? Tot ceea ce se cântă la stradă, toate cântările acelea, marea majoritate a lor, sunt alcătuite de imnografi precum Sfântul Efrem Sirul. Alături de Sfântul Efrem Sirul, tot de acolo din Siria, este și Sfântul Ioan Damaschinul, și Sfântul Roman Nenonul, și Sfântul Isaac Sirul. Toți aceștia au alcătuit nu numai ca rezultat al minții lor, ci ca rezultat al rugăciunii, al unei vieți duhovnicești, au alcătuit aceste frumoase cântări care se cântă aici. Ori și Sfântul Efrem Sirul, iubiți credincioși, face parte din cei pe care i-am amintit și care, pe lângă această rugăciune, să știți că are multe, multe alte imne. De exemplu, voi cita aici, iată, avem o carte, am o carte bună primită de la un adevărat un prieten pe care îl prețuiesc foarte mult și care, iată, mi-a inspirat și cuvântarea din această seară. Și de aceea am socotit să o aduc și înaintea dumneavoastră, pentru a ști că Sfântul Efrem Sirul are o serie de imne ale părăsimilor, adică imnele Sfântului și Marelui Post, din care în această seară câteva am să redau și în fața dumneavoastră, apoi are imnele azimelor, apoi imnele răstignirii, imnele învierii, imnele nașterii și așa mai departe. Dacă veți avea ocazia să citiți
vă veți putea da seama că aceste imne sunt adevărate rugăciuni, adevărate plânsuri. Același Efrem Sir are câte o rugăciune numită plâns pentru fiecare zi din săptămână, cele 7 plânsuri ale Sfântului Efrem Sir. Dacă vei citi una din acele rugăciuni, e cu neputință să nu fii zguduit în adâncul ființei tale de profunzimea, de adâncimea învățăturilor și ale trăirilor, pentru că acele plânsuri nu sunt altceva decât trăirea acestui Sfânt care este Efrem Sir. De aceea, în această seară, aș vrea în câteva cuvinte, pentru că am intitulat împreună cu Sfântul Efrem Sirul prin postul mare sau alături de dânsul, sau să postim împreună cu Sfântul Efrem Sirul, să vedem câteva reflexii sau câteva imne ale acestui, sau rugăciuni ale acestui Sfânt legate de postul acesta mare în care ne aflăm noi, câteva îndemnuri la cum trebuie să postim fiecare dintre noi. Întâi de toate, Sfântul Efrem Sirul ne spune atât de frumos nouă creștinilor de ce trebuie să postim. De multe ori ne întrebăm și noi nu credincios omul simplu de rând, ci oameni cu multă știință de cap, mari intelectualiști ai vremii, se întreabă ce rost are postirea voastră, de ce postiți? Ei confundă postirea cu o simplă dietă, un simplu regim alimentar. Dar iată de ce postim și iată de ce aceste traduceri ale Sfântului Efrem Siru, făcute de un mare teolog român ortodox, un profesor de la Sibiu, sunt foarte binevenite în răspuns la aceste retorici intelectualiste. Iată, zice Sfântul Efrem Siru: noi postim pentru că postul este mai întâi al Domnului. Domnul a postit mai întâi. Ne-a arătat puterea ascunsă în postul care toate le biruiește. Căci prin el, Domnul Hristos a biruit ca om pe cel ce a biruit prin mâncare pe Adam. Iubiților, dacă Adam a căzut prin mâncare, prin nepostire, Domnul vine să restaureze făptura noastră omenească și primul act pe care îl face Domnul este tocmai postire. Pentru că înainte ca Domnul să iasă la propovăduire, se retrage în pustie, pustiu carantanii și postește acolo. Și prima ispită cu care vine Satana din nou să-l ispitească și pe el, este tocmai aceasta. Zi ca pietrele acestea să se facă pâine. Și Domnul îi spune: nu cu pâine trăiește omul. Dând prima lovitură Satanului, pentru că lovitura, să zicem, crucială pe care o va da Domnul Satanei, va fi tocmai atunci când se va răstigni pe cruce, el ca Dumnezeu. Aceea va fi lovitura puternică. De aceea Domnul îi spune. Ce îi spune Satanei? Zicând: nu numai cu pâine va trăi omul. Vrea să-i spună că dacă omul trăiește cu pâine, el poate să se hrănească și cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă omul poate trăi biologic doar cu alimente, sufletește poate trăi numai prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, orice lucrare, pentru că Domnul se face pentru noi, că zice, a biruit ca om, nu ca Dumnezeu. Ca Dumnezeu, Hristos îl putea birui pe Satan altfel, prin puterea dumnezească. Dar a biruit ca om, prin post. Și prin ce anume? Prin aceea că Domnul s-a arătat mai presus de pâine, mai presus de mâncare. A arătat că Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci pace și bucurie în Sfântul Duh. De aceea spune Sfântul Efrem Sirul în altă parte:
Iată ce zice el. Postul s-a dat pentru a-i înălța pe cei speriți. El curățește în taină sufletul omenesc ca să poată vedea pe Dumnezeu și prin vederea Lui să se înalți. Căci povara pământului îl împinge pe om spre pământ. Iată de ce postim. Întâi de toate postim să biruim puterea vrăjmașului. Apoi, postind, ne arătăm mai presus de hrana aceasta, care astăzi o mâncăm și mâine trebuie să o mâncăm din nou. Prin post, omul se situează deasupra materialității, deasupra pământului, deasupra mâncării și băuturii, arătând că omul este doar mâncare și băuturi, că omul are un destin mai înalt. De aceea postul, iubiților, ne ridic, ne înalță, cum spune Sfântul Efrem Sirul, peste cotidian. De aceea biserica cheamă la postir. Vedeți, societatea modernă îl cheamă pe om nu să se înalță, ci să coboare. Omul, în limba greacă, antropos, anopsis, înseamnă cel care privește în sus. Deci, omul este singura făptură care poate privi spre cer. Făpturile necuvântătoare, ele privesc în față sau cu capul în jos. Pentru că se arată că omul are un destin mai înalt, dincolo de fundarile lumii acesteia. Dar cultura aceasta a consumismului, vremurilor noastre, ne îndeamnă nu la postiri. Vedeți, pe fiecare margine de drum, vedem câte o pancartă în care ni se spune, veniți de luați carne ieftină, tot felul de reclame la haine și așa mai departe. Toate acestea ne îmbie să gustăm din cele pământești. Toate aceste reclame ne pleacă mintea spre pământesc, nu spre ceresc. Vedeți? Pe la țară vedeți trunițele care se pun aici și acolo, prin sate. Cândva și pe la orașe mai exista câte o trunițe. Din fericire, acum sunt biserici aproape în fiecare cartier. De ce? Pentru că acele trunițe aveau rolul de a aduce omului aminte să-și facă o sfântă cruce, așa cum am zis și am cântat acolo, și să se gândească, să-și înalțe mintea spre cer. Pe când aceste reclame ne îndeamnă spre pământesc. Deci o invitație, cum ar zice un contemporan, o invitație la divinială, adică o invitație, veniți, mâncați. Nici de cum cultura aceasta nu este o cultură care să ne îndemne spre postire, ba dimpotrivă, spre lăcomie, spre uimare. De aceea postul, în această viziune a Sfântului Efrem Sirul, este tocmai înălțarea noastră. Arătarea că noi suntem stăpâni peste trupul nostru. Suntem stăpâni și pe mâncare, și pe a bea, și pe a mânca. Că spune Apostolul Pavel, atunci când se adresează corintenilor, Dumnezeul vostru este pântece. Să nu fie Dumnezeul nostru pântece. De aceea, postirea arată că Dumnezeul nostru nu este pântece. Că cel care te stăpânește și te biruiește, acela te și robește. De aceea, să nu ne lăsăm robiți de pântece. Să ne lăsăm robiți de cuvântul care ne înalță peste cele pământești. Dar iată ce spune acela Sfânt Efrem Sirul. Zice, da, postul e o mare binefacere, dar zice, trebuie să postiți, nu numai cu gura, ci și cu inima. Să nu ne înfrânăm doar la pâine, cugetând gânduri în care se ascunde veninul morții. Adică dacă postim de bucate, nu-i destul să postim și de păcate. Că spune foarte frumos, foarte frumos Sfântul Ioan Gură de Aur, și el în această logică, să postească și mâinile tale,
și ochii tăi, și picioarele tale, și inima ta. Mâinile tale să lucreze postind doar cele ale lui Dumnezeu. Picioarele tale să umble în căile lui Dumnezeu. Gura ta să rostească cuvintele lui Dumnezeu și nu de jertăciunile lumești. Toate ale tale să postească. Degeaba postim doar trupești. Pentru că realizăm o dietă perfectă postind numai trupești. Și, într-adevăr, nu ușor și să postești numai trupești. Dar nu destul. Trebuie, spune și profetul Isaia, pe care nu o să-l mai citez, spune și el, împarte pâinea ta cu cel flământ, îmbracă-l pe cel bun, adăpostește-l în casă pe cel străin. Acesta e postul bineplăcut lui Dumnezeu. De aceea, iată ce frumos ne-a îndemnat și Sfântul Efrem Sirul, iar pentru un alt loc zice, nu posti înghițind în același timp pe orfan, nu te înveșmânta în pânză de sac, răpind în același timp hainele văduvei. Nu-ți pleca grumazul, punând în același timp jugul pe oameni liberi. Nu postiți, cu alte cuvinte, cu inima haină. Nu postiți doar gura. Nu postiți doar pântecele. Postiți cu cele din lăuntru ale voastre, ca postul vostru să fie cu adevărat rodnic. Iar dacă postiți, zice Domnul, fiți triști ca fățarnici. Nu vi smoliți fețele, nu vă întristați. Și spune foarte frumos și Sfântul Efrem Sirul, zice, cel ce postește să o facă într-o bucuria inimii sale. Căci tot ce se face din întristare e amărăciune. De aceea postul trebuie să înveselească inima omului. Iubiților, fie că postim, fie că nu postim, inima creștinului trebuie să fie plină de Duhul bucuriei. Pentru că creștinul este omul bucuriei. El este omul învierii. Credința creștină este credința bucuriei. Și chiar și acum, în această perioadă, când iată rugăciunile au un caracter de pocăință, când parcă pe toți ne îndeamnă să ne interiorizăm, cu toate acestea, tristețea aceasta, să fie, cum spune și Meiman, o tristețe strălucitoare, o tristețe luminată, pentru că noi postim acum, ne rugăm, ne găim, ne pocăim, dar privim mereu cu ochiul spre înviere. Pentru că, de ce facem toate acestea? Pentru că nu ne putem bucura de înviere dacă nu trăim și crucea. Nu ne putem bucura de Hristosul cel slăvit dacă nu parcurgem împreună cu El drumul crucii. De aceea, ținta noastră este ziua învierii, să ne luminăm popoare. De aceea, chiar de postim, nu postim cu amărăciune, cu tristețe, ci postim cu multă lumină, fără de laudă. Pentru că spune același Efrem Sirul, plăcută foarte e postirea lui Dumnezeu, care pe toate le încearcă, atunci când în ea se găsește smerenia sufletului, când în ea se găsește iubire pentru Dumnezeu și pentru toți oamenii. Păzește-te, postitorule, zice Efrem Sirul, să nu te răpească cel rău pe calea celor mândri și să facă deșarte ostenerile tale, căci așa obișnuiește vigleanul să strice postitorii. Auziți, să nu lăsăm pe cel rău să facă deșartă postirea noastră. Să nu lăsăm să ne ispitească nici cu mândria. Căci Apostolul Pavel o spune, cel care postește să nu judece pe cel ce nu postește. Așa cum cel ce nu postește să nu judece pe cel ce postește. Și zice, nu pierde cu mâncarea ta
pe Cel pentru care a murit Hristos. De aceea, să nu ne lăsăm furați de chimerele, de iluziile și ispitele celui care își înșoaptă, stă la ușa inimii noastre, să ne îngânfe cu postirea, să ne arate a fi noi mai curați decât ceilalți, pentru că am putut ajuna o zi, pentru că am putut posti o săptămână, pentru că am putut posti tot postul. Să nu lăsăm să ne acopere pe noi ispitirea celui rău, ci într-o bucurie și smerenie sufletească să mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă, pentru fiecare ceas al postirii noastre. Și voi încheia tot cu un cuvânt al Sfântului Efrem care spune așa: să iubim, fraților, postul care aduce roade, am zis, postul care aduce roade. Postul care aduce roade este acela care te determină să-L iubești și pe vrăjmașul, așa cum îl iubești pe cel din casa ta. Postul roditor este acela care îți dă tăria să întorci obrazul celălalt atunci când ești scuipat sau păluit pe cel de alături. Este cel care îți dă tăria să spui: iartă-mă, frate. Este cel care îți dă puterea să-l privești pe cel de lângă tine în ochi, să poți să-i întinzi mâna, să poți să te rogi împreună cu el, să cânți împreună cu el, să muncești împreună cu el. De aceea, prin el, zice, postul cu roadă bună, prin el mintea și sufletul se luminează și gândurile se curățesc. Bun este postul pentru cel ce-l iubește cu înțelegere, căci prin el se întăresc frumusețile sufletului, sporesc bogățiile trupului și toți oamenii sunt chemați de Domnul în cămara de nuntă a vieții. De aceea, dă-ne nouă, Doamne, curăția inimii prin postire curată și limpezește gândurile noastre cu care deopotrivă suflet și trup să ne avântăm cu toții spre Tine, Doamne, și să-ți dăm slavă. Amin. Părire Tatălui și Fiului.